Așa cum v-am zis și în video trecut, dacă nu l-ați văzut, l-aveți aici în car, cu toate că m-aș mira să nu-l vedeți, că sunt aceeași... Nici n-am plecat aici. Așa, ok, cum v-am zis, urmează să vorbim despre preseturi pe light. Și dacă nu știți cum funcționează preseturile sau preseturile mele, ce pot aduce în plus fotografiei voastre, ia uitați câteva exemple. De la asta puteți ajunge la asta, apoi de la asta la asta și tot așa! Deci poți face pozele tale să arate mult, mult mai bine cu preseturi. Și eu vin în ajutorul vostru. Sunt edituri pe care eu le-am făcut și s-au potrivit câtorva fotografii. De fapt, câtorva zeci de fotografii, nu sute, dar zeci de fotografii s-au potrivit. Și am zis că ok, preseturile astea trebuie să le folosesc în continuare. Și cred că cel mai bine ar fi, dacă vouă vă place ce fel de poze postez pe Instagram, dacă nu aveți Instagramul meu și nu mi-ați dat follow încă, Zvânca link pe Instagram. O să aveți și link în descriere. Și dar preseturile astea sunt destul de greu de instalat. De fapt, pe laptop, pe PC sunt mai ușor. Ok, acolo ajunge mai târziu. Dar pe telefon sunt mai greu de instalat, pentru că mai ales pe iPhone. Așa că eu acum vin în ajutorul vostru și vă arăt exact rapid cum puteți să le instalați pe telefon. Aveți în primul rând linkul în descriere. Cred că de fapt o să-l pun prescurtat. Da, o să fie un prescurtat, un bit.ly, dar este un link de Dropbox și dați click pe el și o să ajungeți pe o pagină. Eu am aici înregistrarea ecranului și vă arăt exact ce puteți face ca să aduceți preseturile alea direct în telefonul vostru, în aplicația voastră de Lightroom și să le folosiți pe viitor, pentru că mie îmi plac și sigur vă plac și vouă. Odată ce ați deschis linkul ăla, îl deschideți însă Safari și vă întâmpină o pagină de la Dropbox cu un X aici sus pe care eu nu-l pot apăsa și nu dispare. Dar mă rog, apăsăm Continue to Website. În momentul ăsta, practic, am ajuns în zip-ul meu, adică suntem în zip-ul alinzvancapresets.zip. Trebuie să-l descărcăm. Asta este primul pas pe care trebuie să facem, să descărcăm zip-ul ăsta, apăsăm pe cele 3 puncte din dreapta sus și avem direct download. Apăsăm pe direct download și în momentul de față ne întreabă, da, ești sigur că vrei să descarci? Da, descărcăm preseturile lui Alin Zvâncă. Bun, în momentul de față preseturile s-au descărcat. Ok, și avem nevoie în momentul de față de încă o aplicație și se numește iZip. Puteți să o ștergeți după, o instalați rapid, o ștergeți după. Nu este nevoie de mai mult de atât, dar este nevoie de ea pentru că așa funcționează pe iPhone. Pe Android este mult mai ușor. Android are un management al fișierilor o leacă mai permisiv. Este mai ok din punctul ăsta de vedere pentru că poți muta fișierele, le poți dezarhiva mult, mult mai ușor. Dar pe iPhone avem nevoie de o aplicație. O să deschid aplicația iZip acum. Da, îmi place extraordinar de mult. Și în aplicația iZip avem câteva iteme aici și o să apăsăm pe Document Browser. În momentul când deschidem Document Browser, în bara de search de sus, trebuie să căutăm Downloads. În folderul ăsta o să găsiți arhiva tocmai descărcată. Bine, eu am de 4 ore aici pentru că am descărcat-o de 4 ore, tot am făcut teste să văd dacă merge să fac contentul ăsta, ok. Bine, nu este singura metodă de a face toată treaba asta, dar este una rapidă și super ușoară. Așa că o să aleg, de exemplu, arhiva 4, o să dau click pe ea și el o să mă întrebe, da, ok, a fost importată cu succes, vrei să continui? Da. În momentul de față mă întreabă dacă vreau să dezarhivez toate fișierele astea și zic că da, sigur, cum să nu dezarhivăm toate fișierele. Ei, și el mi-a creat nu vreau să dau rate acum, mulțumesc, este o aplicație grozavă, dar o să șterg imediat după. Și el a dezarhivat toate preseturile și a creat un folder DNG preset. Ăsta este folderul pe care eu l-am creat și l-am pus în interiorul arhivei, DNG presets. Toate preseturile astea pe care eu le-am pus în arhivă, toate cele 5 preseturi sunt de tip DNG. Bun, aici am terminat. Putem deja închide aplicația și ne ducem să deschidem Adobe Lightroom. În dreapta jos avem acea mică iconiță cu un plus și cu o pictogramă, cu ceva, cu un peisaj, mă rog, știți iconița, lângă aparat, dăm click pe ea și ne întreabă dacă vrem să deschidem din camera roll, adică din galeria telefonului și nu vrem de acolo, vrem From Files. Deschidem From Files, iar aici căutăm în bara de căutare DNG presets. Și eu din nou am de 4 ori treaba asta pentru că am dezarhivat-o de 4 ori, am tot testat chestia asta. Bun, și deschidem folderul cu presetul. Și aici tot ce avem de făcut este să apăsăm pe selectul din dreapta sus, le selectăm pe toate 5 și dăm Open. În momentul de față, Lightroom-ul va importa toate fotografiile, toate acele preseturi, va importa niște imagini în aplicație. Și avem în momentul de față 5 imagini. Foarte, foarte simplu, le luați pe fiecare în parte, dăm pe prima, o dăm în dreapta sus pe acele 3 puncte și dăm Create Preset și îl denumim cum vrem noi. Eu am dat câteva denumire aici, dacă puteți observa, Foliage, de exemplu, și o salvez la fel, o să dăm Create Preset și o să salvez F-O-L-L-I-S-H. Și un punct, că-mi place acel punct. Și dăm OK, bifa din dreapta sus și bam, gata, am preset salvat. Mergem pe următoarea, Darkish. Darkish. Punct, ok, gata.
și bifa din dreapta sus și gata, s-a salvat. Acum, dacă eu vreau să mă duc pe o altă fotografie, nu știu, hai să zicem, uite asta cu studioul pe care am postat-o pe Instagram, merg la presets, caut darkish. Bam. Gata, s-a aplicat presetul și mamă cât de bine arată poza. Uite cum arăta originala și uite cum arată acum. Super tare, super, super tare. Și toate preseturile astea sunt pentru voi. Nu uitați, linkul este în descriere. Le puteți descărca fix de acolo și ați văzut pașii de instalare. Puteți după aceea să ștergeți iZip-ul, puteți să ștergeți orice altfel de fișier după ce ați importat fiecare preset în parte. După ce ați dat create preset, etc. Bun, acum rămâne să le instalăm pe desktop. Hai să trecem la laptop, desktop. La laptop și să vă arăt cum le puteți importa și folosi în aplicația de desktop pentru Lightroom. Bun, hai să trecem la calculator. Bun, și acum trecând la partea de laptop, trecând la partea de PC, să instalezi aceste preseturi pe PC, odată ce le-ai descărcat, trebuie doar să le dezarhivezi. Da, odată ce le dezarhivezi, e super simplu asta, adică nu trebuie o aplicație separată, se poate dezarhiva, cred că pe orice PC în 2019, super simplu, mai ales că este un fișier zip. Bun, și avem cele 5 preseturi. În spate am deschis Lightroom-ul și sunt pe Library. Tot ce trebuie să fac în momentul de față și să apăs click pe import, mă asigur că am folderul deschis și selectez toate cele 5 preseturi și practic le fac drag and drop, le iau cu click, țin apăsat și le dau drumul, bam, în aplicație, ele au apărut deja aici și apăs pe import și ele acum se importă fiecare preset în parte și mergem pe develop. La develop luăm fiecare preset și mergem pe acest plus mic de aici din dreptul presetului, panoului de preseturi. Și la acest plus dăm click, create preset, exact la fel ca pe telefon, exact la fel, dăm click pe preset, selectăm de aici exact tot ceea ce vrem, adică eu pe mine mă interesează transform, poate lens correction dacă vrem și dăm un nume, test, create, am deja un, rename, o să-i dăm test 1, ok, create, bun, și mi-a făcut un preset cu numele de test. Acum eu dacă mă duc pe altă imagine de aici, de exemplu, și vreau să-i pun presetul de test, tot ce trebuie să fac e să mă duc, dau click, bam, și deja astea două sunt fix la fel. Pentru, mă rog, textul diferă că e altă imagine, da? Ca să înțelegeți, da? Bun, atât, faceți asta pentru fiecare imagine în parte, atât și pe telefon, cât și pe laptop, desktop, eu sunt obișnuit, am tot laptop în față. Și aveți toate cele 5 preseturi ale mele și eu sunt sigur, sunt convins că vă vor fi de mare ajutor. Bun, eu vă mulțumesc tare mult, asta a fost pentru voi. Sunteți cei mai dragi, sunteți cei mai tari, comenturile voastre sunt absolut geniale, bă, deci câteodată nu apuc să le citesc, nici când postez clipul, poate nici a doua zi, nu am timp să le citesc, dar în momentul când le iau la rând și citesc 5, 6, 7, 8, 10 comenturi de-astea super fine în care toți mă încurajați, nu pot să vă explic sentimentul ăsta, dar o să încerc. O să încerc să vă explic, să vă arăt mulțumirea prin contentul pe care îl fac și să vă ofer cât mai multe chestii mișto la care să vă uitați și să vă petreceți timpul cu plăcere pe YouTube. Pentru că este o platformă absolut extraordinară și cred că tot ce fac eu și toate chestiile astea merită share-uite cu voi. Voi sunteți cei mai tari. Vă mulțumesc tare mult! Nu uitați de giveaway, acum se încheie, mai este atât de puțin până la sfârșitul giveaway-ului, așa că vă puteți înscrie fix acum, aveți aici în card. Și ne vedem de acum în videoul următor. Mă înclin în fața voastră, voi sunteți cei mai tari și v-am pupat. Pa!